Bună ziua, începe în direct. Citez, voi spune adevărul despre tot ce se întâmplă, care sunt motivele reale ale vânătorii a cărei țintă am devenit. Asta a spus doamna Udrea pe Facebook înainte de acest interviu. Care este adevărul dumneavoastră despre ceea ce se întâmplă azi? Încep prin a spune un lucru pe care l-am tot spus în ultima vreme și anume că nici într-un caz eu care 10 ani de zile am luptat pentru justiție puternică, independentă, a fost în tabăra celor care au susținut justiția, nu o să contest dreptul procurorilor, judecătorilor de a cerceta, de a încheta, de a aresta, nici într-un caz. Problema este că într-o țară în care aproape oricine poate fi găsit vinovat de ceva, de la șeful statului până la cetățeanul care a dat un borcan de miere și 100 de euro ca să primească o pensionare anticipată, parcă, în caz real, puterea de a decide pe cine acuzi și când acuzi, atunci când este exercitată în scopul unor interese personale, private, oculte, este un pericol pentru democrație și pentru statul de drept. Fiți un pic mai explicită, la ce vă referiți? Dau un exemplu, acest dosar Microsoft, dar și multe alte dosare care apar în aceste zile și toate se concentrează pe doar câteva persoane. Toate gravitează în jurul meu și am spus lucrul acesta că cel puțin din dezbaterea mediatică care se duce legat de cazurile anchetate de procurori, rezultă că o singură persoană este de interes să fie dezbătută, să fie implicată, Elena Udrea, până ieri. Nu e adevărat asta și vă spun de ce. Pentru că acest dosar, când a izbucnit în spațiu public, a izbucnit fiind menționate o serie de nume ale unor lideri PSD, în primul rând. Care nu s-au mai auzit după aceea. Nu, s-au auzit pe rând și de liderii PSD, și de lideri PDL, și astăzi și de dumneavoastră. Da, au fost puși sub acuzare o mulțime de lideri PSD până acum. Da, ați mai auzit ceva de domnul Nica, de domnul Ponta. Asta e problema presei, tratează aceste subiecte și la vremea respectivă ei au fost în prim plan, așa cum dumneavoastră sunteți astăzi în prim plan. Nu. Eu sunt în prim plan de la începutul începutului. De la momentul la care a apărut acest dosar și a apărut numele fostului meu soț, chiar dacă până ieri nu exista nicio acuzație oficială adresa mea, subiectul a fost Elena Udrea. Toate documentele apărute pe surse se refereau la Elena Udrea. Toate dezbaterile într-o anumită parte a presei erau despre Elena Udrea. De aceea am și ieșit public să spun că nu mi se pare normal în momentul în care în acest dosar, spre exemplu, sunt pomenite de martori, nume mari de lideri politici, cum ar fi Victor Ponta, domnul Vasile Blaga, apoi de către martorul care l-a pomenit și pe Dorin Cocoș. Tot acel martor a spus că i-a dat bani lui Vasile Blaga. Cine a spus asta? Domnul Florin sau cel de la partenerului Pescariu. Florica de la Fujitsu Siemens. Florica, da. Ați văzut dumneavoastră această declarație în dosar? Sigur că da, dar a apărut la televizor. În campanie a apărut pentru 2 ore, în scurt, la televiziunea domnului Ghiță, a apărut acest document. Ulterior a fost retras. La întrebarea pe care am pus-o, de ce nu s-a dezbătut la fel de intens documentul în care a apărut numele domnului Vasile Blaga, așa cum s-a dezbătut în continuu, în campania care candidat prezidențiale, implicarea fostului meu soț în acest dosar, răspunsul lui Sebastian Ghiță a fost pentru că generalul Coldea de la SRI i-a cerut să retragă acest document. Aveți probe când spuneți asta? Vă spun ce mi-a spus Sebastian Ghiță. Întrebați-l să vedem dacă recunoaște sau nu. Deci Sebastian Ghiță v-a spus când? În timpul campaniei, cândva, când i-am reproșat faptul că la televiziunea lui, la RTV, sigur o televiziune făcută cu acordul SRI-ului. De unde știți asta? De la momentul la care s-a întâmplat, în 2011, dar o să ajungem acolo. La televiziunea lui, preț de 2 ore maxim, a ieșit acel document și s-a dezbătut implicarea lui domnul Vasile Blaga. Acolo se spunea că a primit o sumă de bani de la Claudiu Florică. Lucru care s-a întâmplat deci preț timp de 2 ore, după care a dispărut totul din dezbaterea publică. Evident că am tras atunci concluzia și o să vedeți parcursul interviului de ce,
că nu era nici în interes ca cei din tabăra domnului Iohannis să fie implicați în vreo cauză penală. În schimb, am fost implicată eu, deși nu aveam o implicare oficială în acest atac legat de aspecte penale și apoi, desigur, și celebrele fotografii și arestarea fostului soț cu 2 săptămâni înainte de votul în primul tur și așa mai departe. Mă întorc și spun că este firesc, este normală acțiunea justiției. Justiția trebuie să funcționeze, însă justiția de asemenea trebuie să se bazeze pe lege. O justiție care nu se face cu legea în față poate să fie la fel de periculoasă ca o lipsă de justiție. Dar de ce spuneți că ați fi ținta acestei vânătoare publică? De ce ați fi ținta? Doar o secundă. Când toată presa, toți constatăm că punerea dumneavoastră sub acuzare s-a întâmplat ieri, deci după ce s-a terminat campania electorală, după ce Traian Băsescu a plecat de la Cotroceni, Victor Ponta a pierdut alegerile, dumneavoastră ați pierdut alegerile, PMP e în pragul dezintegrării, da? Pleacă o grămadă de parlamentari de acolo, nu se mai știe cine și cum. Asta, și ca o miză politică, ca o miză politică, dumneavoastră nu mai reprezentați o miză atât de mare ca anul trecut. Deci, cine și de ce v-ar vâna? Dar eram așa o miză mare în campanie? Vi se părea că eram pe cale să câștig alegerile? Nu, discuția este acum. Ce reprezentați dumneavoastră acum să vă vâneze cineva? Același lucru pe care îl prezentam și în campanie. Punând niște lucruri cap la cap, am înțeles de unde a venit parte din critici, de unde au venit parte din atacurile, cel puțin din ultimii ani, la adresa mea, atacuri care sunau cam așa: Traian Băsescu să se lasă de Renaudea pentru că îi face foarte mult rău. Și nu vorbesc de cei care poate chiar li s-a părut, cum ar fi domnul Taparaga, poate chiar li s-a părut real această teorie. Vorbesc de cei care au acționat în baza unei teorii a altcuiva. Sunt oameni pe care, dacă îi urmărim, și vorbesc aici de oameni din presă, pe care dacă îi urmărim ce puncte de vedere au, constatăm cu ușurință, și dacă vedem cum sunt finanțați, constatăm cu ușurință că ei, de fapt, sunt purtătorii de idei, de mesaje ai unor oameni din instituții. Spre exemplu, sunt purtători de mesaj ai SRI-ului, asta este clar. Așa cum doamna Sorina Matei, spre exemplu, este evident purtătoarea de cuvânt a doamnei Codruța Chioveși. Deci oamenii aceștia care... Aici eu aș spune că e o susținătoare a luptei anticorupție și nu o purtătoare de cuvânt a doamnei Chioveși. Și susține lupta anticorupție doamna Matei ca mulți alți ziariști. Așa inclusiv este. Noi, inclusiv cei de la revista 22 și mulți alții. Așa este. Dumneavoastră, nu cred că sunteți plătiți din banii lui Nicolae Dumitru. Cred. Sau nu știu dacă sunteți. Cu siguranță nu suntem plătiți. Nu sunteți. E în regulă. Deci, doamna Sorina Matei, stați puțin. Ce vreți să spuneți cu asta? Păi, dacă vrei să, într-adevăr, să spui că slujești un principiu până la capăt, atunci este foarte greu să-mi spui că ești un om care slujește justiția până la capăt, câtă vreme primești salariu de la un om care este cercetat într-o cauză penală pe care, eu n-am nimic, Doamne ferește, Nicolae Dumitru este și amicul meu, dar este un om care a fost arestat în cauza Microsoft și despre care, spre exemplu, doamna Sorina Matei, n-am auzit un cuvânt. Mi-e greu să înțeleg tot raționamentul, având în vedere că dumneavoastră ați făcut chiar afaceri sau ați înființat o firmă cu domnul Niro. Așa, și de ce e rău ca... Așa, dar înseamnă că asta nu e adevărat, ce spun eu. Bun, mi-e greu, v-aș propune să ne întoarcem la miza dosarului, miza de care vorbeați și pe care înțeleg că ar fi Traian Băsescu, da? Din ce spuneți dumneavoastră. Acest dosar este un dosar foarte mare, foarte amplu. Și care e miza? Spuneți că e vorba de Traian Băsescu? Real. Nu spun asta, nu. Este vorba de un dosar foarte real, adică acolo, într-adevăr, când a pornit, acest dosar a pornit cu descrierea că este cel mai mare dosar de corupție, în care sunt implicați 9 miniștri, în care sumele, valoarea lui acestui contract sau acestor contracte, să știți, ar fi de vreo 1 miliard de euro, în care șpăge care s-ar fi dat, ar fi vreo 60, între 60 și 100 de milioane, și în care mai sunt implicați zeci de oameni de afaceri. Am avut o singură arestare atunci în campanie, cei patru, printre care și fostul soț, domnul Nicolae Dumitru, Pinalti și Gabriel Sandu. În rest, aproape toată lumea este ok. Adică domnul Victor Ponta, despre care
Claudiu Florica a spus că a primit foloase pentru a interveni în acest dosar. Este ok. Alte nume celebre, pomenite acolo, Tăriceanu, Adrian Năstase, cel care a fost la Fondul Monetar. Tănăsescu. Tănăsescu. El este urmărit penal, Tănăsescu, da. Și fiul său, din câte țin minte. Da, sunt urmăriți penal. Sunt o mulțime de lideri PSD. Miniștri, dar nu sunt arestați. Acolo. Deci toată lumea este liberă. Da. Un dosar penal, cum bine știți, individualizează situații, fapte și așa mai departe. Adică nu pot fi toți arestați penal sau toți arestați preventiv. Bun, da, cei care au... Și dosarul e cam la început, cei din care au, câte știți. Chiar au săvârșit, cei chiar se presupunem noi că au săvârșit faptele, aceia sigur, sau cei care au venit, care au inițiat tot acest demers de afaceri, aceia sunt sigur liberi. Încă o dată, doamna, cu oameni politici importanți. Acest dosar, cum știți, este într-o fază incipientă încă. Nu s-au terminat comisii rogatorii cu alte țări din Uniunea Europeană și așa mai departe. Adică trageți concluzii mult prea rapide într-un dosar care este abia la început. Bun, este la început, însă este o realitate ce vă spun eu, că din zecile de persoane implicate, unii direct, cei care fie au făcut contractele, fie sunt cei care au venit cu afacerea, la final mai sunt doi așa ziși intermediari arestați în această cauză și eu acuzată la finalul astăzi. Și eu acuzată că nu am știut, că trebuia să știu, că se presupun că banii, o parte din banii pe care soțul meu îi folosea în afaceri ar fi provenit din acțiuni care au, prin care a încălcat legea. Nici asta, Doamne ferește. Deci au fost procurori, au fost foarte ok. Înțeleg dreptul lor de a suspecta că faptul că eu aș fi știut, însă nici nu poate fi o certitudine că orice nevastă știe cum își face afacere soțul ei. Trec peste faptul că întâmplător eram o nevastă cu o ocupație foarte precisă și foarte solicitantă. Înainte să trecem la acest lucru, la realitatea relației din cuplu dumneavoastră, care e extrem de interesant, vom vedea mai târziu, spuneți-mi că n-am înțeles până la urmă, care e teoria dumneavoastră legată de modul în care ați fost implicată? Care deci e adevărul ce dumneavoastră? Ce susțineți de fapt? Deci începusem prin a vă spune că